cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață. Bună dimineața, bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață vă invită la ședință. De fapt, ședințe, 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 pentru că viața celor care ne conduc, aleși sau numiți, se desfășoară în marea lor, în marea ei majoritate, pe timpul mandatelor, în ședințe. Ședințe de consiliu, ședințe de comitet prefectural sau cum s-o chema el, consiliu prefectural, ședințe ale Comitetului Județean de Urgențe, ședințe de lucru, ședințe de nelucru, ședințe foto, ședințe de partid. Ei sunt în ședință. Și pentru că vorbim de ședințe, nu putem să nu vorbim în această emisiune, pe scurt, nu mult timp, despre ședința de ieri a Consiliului Local Piatra Neamț. La începutul ședinței a fost ca în versurile cunoscute, ce mai freamă, ce mai zbucium. De ce? La ședință au sosit două personaje care nu prea erau obișnuite cu sala respectivă în ultima perioadă, cel puțin. Vorbim aici despre prefectul Adrian Niță și șefa consilierilor PSD, doamna Florentina Moise Luca. Dacă în cazul primului chiar era de mirare că a ajuns la o ședință a Consiliului Local Piatra Neamț, el poate participa, dar nu este o chestie uzuală. În cazul doamnei Florentina Moise, da, probabil că se îndeplinea numărul de ședințe la care nu participase și trebuia să participe ca să nu își piardă relația contractuală cu Consiliul Local, ca să nu vorbim de alegători. Deci, a venit prefectul. Toată lumea se întreba de ce, cum, unde, când. Avem pe ordinea de zi parcări. Da, sigur a venit pentru parcări. Nu, nu. Prefectul a venit pentru o chestie pe care el a considerat-o normală și până la un anumit punct ea este normală. A pus două întrebări celor de la Consiliul Local, de la primărie, apropo de transparență decizională. Nu i s-a răspuns și atunci domnia sa a zis hai să-i întreb eu în direct, așa și online, că ședințele la Consiliul Local de ce se desfășoară hibrid, pentru că n-ai chef, nu vii, stai, pornești calculatorul și răspunzi. Sau ești în concediu, sau ești în altă parte, dar tot e o chestie așa, ne la locul ei. Pare mai mult o dorință de a asigura o majoritate fragilă oricum. Deci, de ce a venit prefectul? A zis, domnule, nu mi-ați răspuns la două întrebări, așa, 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 până aici de înțeles. Răspunsurile au fost bălmojite, iarăși de înțeles, că de fapt chestiile sunt de bătaie așa, la alt nivel. Și după ce a pus întrebările astea, domnul prefect s-a sculat și a plecat. Frumos, până la urmă. Omul și-a venit și a făcut treaba și a plecat. Probabil avea altă ședință. Dar poate era și mai frumos să stea, să admire prestația consilierilor locali, PSD în primul rând, că sunt de-ai lui, o putea admira și pe șefa de partid, având în vedere că ea conduce organizația Piatra Neamț, adică doamna Florentina Moise Luca, și pe ceilalți consilieri, care au avut o prestație, ca de obicei, extraordinară. Bun. Acum, s-au discutat multe, s-a bătut apa în piuă, s-a făcut politică, nu s-a făcut administrație. Deci, orice chestiune a pornit de la vai, noi, care, de ce nu faceți, de ce nu puneți așa, de ce nu faceți, dincolo să... Dar de ce nu spuneți, de ce nu veniți cu o soluție? Nimeni nu s-a gândit să facă administrație cu adevărat. Da, trecem și peste asta și mergem spre momentul cel mai frumos al ședinței, nu cel mai frumos ca subiect, că acolo este un subiect tragic. Ci pentru a arăta gradul de profesionalizare al consilierilor locali în momentul în care discută foarte serios chestiuni arzătoare la ordinea zilei. Deci, un proiect de hotărâre
promovat de, probabil, primar, nici nu mai țin minte, nici nu are foarte mare importanță, ori primar, ori viceprimar, și care spune așa, un proiect de hotărâre pentru închiderea punctului din Văleni, în care era un centru din acesta comunitar, să-i spunem, în care se acordau îngrijiri pentru bolnavi. Centru de permanență, în limbajul uzual. Și proiectul, dacă îl citea lumea cu atenție, se lămurea despre ce este vorba. Dar noi am asistat atunci, în timpul ședinței, la un moment apoteotic într-un fel. Au venit cei de la PSD și au spus, dom'le, nu se poate să închidem centrul acesta. Poftiți, avem o listă cu 100 și ceva de semnături. Oamenii ăștia care sunt năpăstuiți de soartă, e vorba de cartierul Văleni. Oamenii ăștia năpăstuiți de soartă, așa, năpăstuiți de soartă în sensul că li s-au pus la dispoziție locuințe în vreo câteva locații, le-au distrus și acum sunt aici. Dar, mă rog, nu toți, o parte dintre ei. Într-adevăr, e o problemă acolo. Problemă mare, dar nu întotdeauna creată de autorități. Da, trecem și peste asta. Este o problemă socială. Și trebuie și dă-i și luptă. Cum să închidem? Cum să facem așa ceva? Cum să... La un moment dat, cineva din executiv a spus, doamne, stați un pic, că nu noi îl închidem. Noi punem în aplicare o hotărâre a celor de la DSP. Da, dar DSP-ul nu face altceva decât să pună o hotărâre a ministerului sau, mă rog, cine ori fi ăia. Și noi, de ce să închidem centru? Dar de ce nu închidem altul? Dar de ce pe ăsta? Și la un moment dat, în liniștea aceea dintre întrebări, a venit vocea secretarei de municipiu. Știți, domnilor, centrul este închis din ianuarie. Noi nu facem decât să aplicăm o decizie a celor de la DSP, că ei dau medici și pun acolo. Și ei nu mai dau din ianuarie. Noi nu avem medici. Dar dacă găsiți o soluție... Deci, un penibil mai mare, eu nu vorbesc de demagogie aici, aici vorbesc despre un fel de, hai să-i spunem, infantilism politic. Te apuci să discuți un subiect, nu știi că centrul acela nu funcționează din ianuarie și în loc să vii să spui de la început, dom'le, da, trebuie închis pentru că el nu mai funcționează, dar hai să găsim o soluție ca acolo, să găsim o alternativă prin direcția de asistență socială care are angajați niște medici, poate mai poate angaja medicii școlari, medicina școlară. Poate găsim o soluție, poate ceva. Nu, dom'le, nu. Nu trebuie închis. Păi cum să nu închizi ceva ce este închis? Asta e. Da, mă rog, nu mai vorbim de faptul că nici replica venită din zona executivului n-a fost foarte hotărâtă. Senzația este că primarul este tot timpul într-o defensivă de multe ori absolut de neînțeles. Trecem și peste asta. Au mai fost momente interesante în ședință, n-are rost acum să mai stăm, să stăruim asupra lor. Am promis că facem emisiuni mai scurte, dar nu pot să nu remarc că au mai existat două ședințe interesante zilele trecute. Una a Comitetului Prefectural, Consiliului, cum s-o chema el, habar n-am, este oricum o chestie absolut plictisitoare și sinistră în desfășurarea ei, se adună toți oamenii care au, din descentralizate, deconcentrate, prefer să le spun, se așează acolo în cerc, 2-3 susțin niște prelegeri în care spun ce activități au avut anul trecut, suntem în luna aprilie, da? Ce activități au avut anul trecut, după care domnul prefect spune, are cineva dintre colegi o întrebare,
Am asistat la ultima ședință, nimeni n-a avut nicio întrebare la domnul Mitrea, care a fost singurul care a prezentat cel de la ISU. Mai interactiv ce a avut de prezentat. După care, zice, următorul coleg, a venit următorul coleg, doamna de la sănătate, de la Casa de Asigurări de Sănătate, doamna Harpa, a citit și ea ce a avut de citit. Vreo întrebare? Nicio întrebare. După care a venit un domn care nimeni n-a înțeles ce a vrut să spună, era de pe la DSVSA și citea așa: conform hotărârii de guvern modificată prin hotărârea de guvern numărul cutare, așa, modificată prin hotărârea de guvern numărul cutare, și-a prezentat și el raportul de activitate. La final, domnul prefect generos a spus: cineva din presă are vreo întrebare? Întrucât nu erau decât două organisme de presă acolo și unul a făcut din semn, cap din semn, din cap semn că nu. Eu am zis că nu suntem în Bulgaria, deci nu vrea să spună nimica. Am ridicat mâna și am întrebat: domnule prefect, de când conduceți aceste ședințe, colegii de la masă au pus vreodată vreo întrebare? Răspunsul a fost: da, au mai pus, da, 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 da. Noi n-am văzut nicio întrebare, n-avea rost să mai întreb altceva. După care am asistat la un moment drăguț, democratic, în care conducătorul de facto al Consiliului Județean Neamț, poate și al prefecturii, a venit cu un grup de copii și le-a prezentat sala de ședințe, în care a spus: în scaunul acela stă domnul președinte, în scaunul acela stă cutare. Am părăsit sala din motive obiective, pentru că urma o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, unde, ce să vezi, a urmat după ședință un comunicat în care se vorbea despre zidurile de la Mănăstirea Pângărați, care stau să cadă săracile pentru că a luat-o terenul la vale. Acum, că a luat-o terenul la vale, știm cu toții. Că zidurile alea sunt crăpate de ani de zile, știm cu toții, știu și specialiștii, știu și alții. Că sunt probleme cu biserica veche, știm cu toții, chiar dacă ea a fost renovată, mă rog. Problema este, domne, s-a format o comisie din specialiști, s-au dus acolo și au zis: da, domne, că zidurile au crăpat, pentru că au luat-o pământul la vale. Adică e legătură de cauzalitate. Și noi propunem să se pună bentițe acolo, să nu mai vină vizitatorii, nici călugării, să se pună un pic de beteală, să scrie accesul interzis credincioșilor, numai în zona aia, în zona cealaltă nouă, în care s-au băgat și de mii de tone de beton, nu, pentru că nu întrerupem fluxul, știți dumneavoastră ce flux. Bun. Întrebarea e: de ce totuși Comitetul ăsta Județean pentru Situații de Urgență nu vede decât Biserica Pângărați? Pentru că urgență este și la Palatul Cnejilor, stimați tovarăși și prieteni. Mai sunt și alte monumente aflate într-o stare mai proastă decât zidul de la Mănăstirea Pângărați, care și el normal trebuie reparat. Acolo nu se deplasează onor comisia să stabilească: băi, hai să vedem în situații de urgență, poate mișcăm ceva, poate punem în valoare lucrurile astea. Că, sincer, Mănăstirea Pângărați, dacă își încordează puțin mușchii, repară zidul ăla și aduce firme de numai. De ce? Pentru că poate. Pentru că este potentă. Da. Asta e. Atâta despre ședințe astăzi. Ședințe. Eu zic că pentru vineri dimineața ajunge. Eu vă doresc o ședință prelungită în familie, în weekend. Să fiți sănătoși, bucuroși și voioși. Și pe cât posibil ieșiți în aer liber, că merită. Numai bine, să trăiți, să fiți iubiți!